timpul să batem roboți, ce nu ne uităm la Star Wars, la Socha și la ce pe acolo. Nu vezi, uite, ne caută băiatul aici. Pe special de soy boy. Bro, aștept să nu se încarci earbud-urile să mi le pun, că nu mai pot căldura asta, sau așa. Daifang. It's a sample model from an external architect, featuring extensive assembly optimizations. In the hands of an experienced pilot, it will pose a threat far too great to ignore. Yeah. This brings me to the request. Yo, tipi, mers să faci rusa, man. Hai că am de bătut niște mercenari, frate, mi-o lasă-mă. Care e faza cu titlul? Adică care e faza cu titlul? Dacă nu înțelegeți titlul, sunteți prea tineri pentru asta, da vă spun. Zic nucleară și gata, aia zic. Legalized nuclear bombs. Bees make honey. Nu, cine nu înțelege titlul streamului, e clar că nu a urmărit Cartoon Network la vremea potrivită. Atât am de spus. Ok! Unde ne-a dus data asta? Ah, acolo! Oh, fuck! Alo, alo, aoleu! Hai că nu mai am... mamă, ăsta e mare! Oh, e un alt AC? Auci! E, te-ai întrenat. Auci, fuck. Ba da, eu să dai fail în ultimul hal, brodere. S-a dus săracu. S-a dus. Nu mai am nicio șansă. Oh, cea mai rapidă misiune, bro? Am văzut că urmează ceva boss foarte interesant după asta. Gen foarte curând. Scrioș ce o să iasă pe aspectul ăsta. Cum vrei un DLC cu cap de mașină? Cred că o să apară patch-uri pe treaba asta. Bossul din gameplay reveal? Nu cred. Oh, trebuie scriu cinematic pentru secundă. Opa? Michigan, about my proposal. Yeah, you sure about that? I'll be working your hound just as hard as any other red gun. Gen 4s can be emotionally withdrawn. They need a shot. Opa, văd că ne pasează handler ăsta către altcineva. I'll send Volt and Iguasu. They'll give your latest hound a proper red gun welcome. Opa. Vreau să ne punem să ne batem cu niște... cu niște mercenari mai șmecheri. Mai mă bag niște Genshin sau sa Fontaine, da, dar e boring. Pare rău, cu altă ocazie. Pofta de a juca gacha urând că e... e acolo... sătulă. Ok. Remember who you're messing with. Who am I messing with? Zorty time. Cred că-l batem lejer. Time for a little self-promotion, 621. The fuck? Smash the Strider and Archibus HQ will be sure to remember your name. Păi, dar primești ceva pe treaba asta sau ne batem joc?
Ia uite, că o să fim ținuți minte dacă facem asta. O, oh, unde suntem? Alo, bună ziua! Bă, ăla cred că e. Băi, cât de mare e! Laserul! M-a spart. It's Jover. Mai are și rachete. Ok, dubla 2. N-a fost one shot, a fost two shot. Na 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 busto. Da, mi-a zis că trebuie să-i distrug generatoarele. Mai așa undeva prin spatele creaturile aia. Hai să păstrez niște boost în caz de vine laserul ca să mă duc într-o direcție. Ok, vine. Bă, tot te-a nimerit, mă? Trebuie să-i ajung în spate neapărat atunci. Că acolo nu mă mai nimerește. Că n-are țintă acolo. Aici. Ok, are rachete aici, nu mai contează. Mamă, dar nu văd nimica. Bro, ce e aici? Nu văd nimic. Aha. Ok. Da, eu dau damage în chestia aia. Oh, acum dau damage. Oh. Ah, nu ating ăsta. Deci cu sabia nu merge. Al Marian. Știu, frate miu. De parcă treaba asta e simplă. Ok, aplica piciorul. Acum ce? Oh, avem checkpoint. Da, da, eu sunt sub el. All right, now we've got a foothold to get on the deck. What the fuck? Let him get to work on the sub generators. Mama. Ia, cu trebuie să o sui. Oh, dacă nu mai am energie. Vă las eu, bă. Ce ai? Hai că m-a dat în spate. Mamă, dar trebuie să escaladez toată viața aici. Ok, hai că... O, laserul.
Ok, suntem safe acum, boys. Relativ. Noroc că laserul ăla e prost și trage aiurea. Ok. Mă ajung pe partea aia la alt... Ah, never mind. Cred că asta îmi răspunde la întrebare, boys. Ok. Mamă. Dacă n-am cum să atacă-s aici, într-o poziție proastă. Nu! Nu, 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 nu! Fuck! Nu pot să ajung! Oh, well. Întrebarea acum e, oare o să mor? Aproape? Saved! Ok, am salvat situația, băieți. Stai așa. Bro, n-a spus nimeni că e și sub. Ok. Ăsta e la de sus rău de tot. Aha. Așa se face. Aproape. N-a spus nimic că e laserul aici. Okay. Oh, gata, putem distruge laserul? Ok. Ah. Nu mă lovești tu. Nu, o să mă lovească. Nu mă lovește, că sunt un șmecher. Ok, mă lovește, m-a lovit de toți banii. No repair kits remaining. Nu contează. Bro! Oh fuck! Prea târziu. Easy peasy. And it looks like all that energy it was sucking up has nowhere to go. Oh. Move 621. You need to get clear of the strider. Oh, păi bine că îmi spui. Bro. The Strider's blowing itself up. A fitting end for something built to fail. Holy shit. Hasta la vista, baby. Ma. Eu câți bani am luat. M-a umplut de bani. One new message. Raven,
Your work on the Strider deserves commendation. I am thrilled to have issued you the request. Scrăște-mi de acum. Allow me to introduce myself. I am the Archivist Group's mercenary liaison. V8 Pater, at your service. I think I'll enjoy doing business with you. Gun 13, huh? I'll stick with 621. Don't let the red guns teach you bad manners. Corpo slave? Yo, salut, Randy. Cea mai mare corpo slave ce sunt, frate. Oh, prieteni! Am prieteni! I has friends. Attack! Get in there, you maggots! Great, an independent merc. Who's the wise guy who decided the red gun should be taking care of some freelance? Who gives a shit? Yeah, this one. Sean. Sean, what plaque, huh? And no one even told you why we're here. Well, as a few red guns are gonna climb the wall. This is just target practice. Bobiță, calmează-te. Îi rup eu pe toți oricum. Bă, ce hateri sunt ăștia, mă? Nu mă plac ăștia. Prietenii mei noi. E, și ca cei din viața reală, așa că e ok. E, mai avem puțin de distrus. Sta home meu să cred în ceva film de război cu americani. Mă jur. Chiar că. Ce răi sunt! Bro, care a tras-o cu rachetele alea de mi-a spart creierii? Păi și unde e? Oh, e acolo. Să sperăm că prindem vreun machine gun, mai șmecher. The Rubiconians. Forged in ash, we stand as one. Ah, what the? Ce m-a atins, mă? Au, au robot ăsta. Ah, asta e un AC. Mi se părea mie că parcă e prea de tot. Auci, auci, stai că-mi dă mie damage acum. Ce țacă mi-a dat. AC un armor core. Adică ce suntem noi. Nu e vorba de onoare, bro, bani. It's all about the money, money, money. Așa că vin dușmanii, șmanii, șmanii. Nice. Pară, bobiță. Oh, lift! Nice! Uuuu, câta aia! Gata, bobiță, vă puneți voi cu mine! Puneți-mă cu mine. Take this and that.
Oricum oamenii nici apă nu au. Abar n-am ce au aici. Oricum ne batem pentru cenușă sau ceva de genul ăsta. Aproape obținem de asta. De level up. Este în ce briefing ne mai dă de acum? You must be the handler, I presume. For yes. The independent mercenary Raven. Yes. Honored to make your acquaintance, V2 Snail. Snail. I understand you want to join Operation Wall Climber. You do realize that disposing of some liberation front garbage hardly qualifies you. Know your place, you meager dog sitter. The answer is no. Mamă, parcă e jucător de LOL ăsta. Must be rough only having one good pilot to rely on. Oh? Yeah, are you suggesting your dog can take Freud's place? You'll see. Just give us the chance. Very well then. We're also deploying V4. Who's been equally brazen of late? Let's see how they both perform. Oh, va trebui să mergi într-o misiune care să pare mai bun decât ceilalți? Nu cred că e așa greu. Pregătiți-vă. This request comes straight from Archibus headquarters. They want you to assist with a mission the corporations are calling Operation Wall Climber. This is V2 Snail, leader of the Vespa. I will chair the briefing for this mission. This is an operation of my own design. Consider it a privilege to be called to participate. Okay. You will be attacking the Wall, a key trading outpost fortified by the Rubicon Liberation Front. The Wall. The rabble have formed a defensive line comprised of artillery and MT squads. Break through the line, then make your way to the top of the Wall. There you shall find the Juggernaut, a mobile heavy artillery platform. Destroy it. V4 will also be participating in this mission, infiltrating through a separate route. However, be aware that Balaam has also taken a crack at the Wall, only for their vainglorious hopes to be dashed. Do try not to die like a dog out there. Ok, bro, nu mai o faceți câine. Al naibii jucătorul ăsta de LOL, vere. Face câine cu fiecare oportunitate. Show them you're worth the credits, 621. Aruncăm ceva mai heavy? Nu cred că avem deja două seturi de rachete plus miliul ăla. Deși probabil miliul ăla o să înlocuiesc cu plasma cannon. Deși aș vrea un assault rifle mai practic sau ceva. Ok, deci vrea să distrugem zidul ăsta. Unde-s prietenii mei? Sau n-am prieteni? Okay. Yo, muzica, though. You'll never climb the Wall, Corporation Dog! Coral, abide with Rubicon! Oh my fucking god! Oh, what? 50%. AP at 30%. Hai ca să-i distrug și pe aia mici. Mă, dar e plin de tunuri pe zidul ăsta. Mai e și ăsta mare al meu aici.
Ce să distrug din artileria asta? Ca să n-aibă ce să tragă după mine. O mare puțină viață. Mută-mă. Vai cât de puțină viață am. Uite-mă, oprește-te, nu voiam să dau cu charge-ul ăsta. Shit, no! M-am dus aiurea. Ce aiurea m-am dus, bă. Mă, ce? Stai că nu-i gata misiunea. Mai e. Ah, pe bune? CQC? Cred că trebuia să fi luat ăla cu... cu shield-uri. Count on everybody. Da, abia acum începe misiunea, boys. Da, oare chiar nu găsim resurse pe aici? Măcar să dea vreun checkpoint, că după aia dacă murim e ok. There should be a lift nearby. The target is close. Checkpoint? De obicei la boss e checkpoint, dacă e. Da, o să iau tunul ăla dacă e în loc de sabie. Mamă, dar cum a rămas fără muniție, bă, băiatule? Oh!
Te pup! Mamă, te pupicesc! Era clar, mă, când îți dă mini-boss înainte de toate, clar că îți dă și d-astea. Aaa, super, frate, gata, sunt ca nou. Pe loc. Ia să-l vedem. Da, e bonfire-ul. Cred că ăsta e primul boss major. Întrebarea e ce e? You must be Raven. Wow, dă-l pe ăsta. One of the infamous handler Walter's hounds. Yo, muzica! E tankul! E tankul din trailer! You ready to climb the wall? Nu știu. Am făcut pe mine puțin. That's the juggernaut, heavy mobile cannon. I wouldn't recommend... No, prima parte e super easy. E super easy. That's the stuff. Walter knows how to pick him. Watch out, it's coming. This is V4. Gata. Știe că vreau să mă bag în suflet, că vreau să mă bag în sufletul lui. Mă, tanculeță mi-o. A încălcat pe ceva. Talma. AP at 50%. Ieși mă de aici. Part, bro. That pilot
first time. Tu ai punctul sensibil de pe spate, o, băiatule. Teroare. Ok. Acum ce? One new message. Cine ne mai caută? We're war buddies now. I think I should tell you something. During Operation Wall Climber, Archibus was planning to sacrifice you. The plan was to use independent mercenaries to clear the way so that the Vespers could step in and take over. But instead, you took the wall. The higher-ups are going to remember you now, that's for sure. As will I. Okay.